Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 26 aprilie 2 mai pentru zodia Leu. Să vedem lei în această săptămână cum vor sta din toate punctele de vedere. Până voi extrage toate cărțile, vreau să vă menționez că, virgulă, concursul va continua și în această săptămână. Iar întrebarea este: cum vă vedeți peste 5 ani? Dacă doriți să participați la concurs, știți ce trebuie să faceți. Trebuie să dați un like, să răspundeți la această întrebare într-un coment și, bineînțeles, să fiți abonați canalului meu. Sper să fi avut parte de bucurii în această săptămână. De sărbătorile pascale, mă refer, poate ați avut parte totuși de niște bucurii, având în vedere situația în care ne aflăm. Știu că nu este plăcut, dar îmi doresc din suflet să aud că, nu știu, poate ați avut parte de un zâmbet, poate ați avut parte de o zi însorită, ceva care să vă fie adus zâmbetul pe buze. Bun, haideți să vedem cum veți sta în această săptămână din toate punctele de vedere. Văd că aveți de face cu zodia Gemeni, Rac, Scorpion, Pești, Taur, Fecioară, Capricorn. Cam aceste zodii predomină etalarea dumneavoastră. Ei bine, văd foarte multă implicare. V-ați făcut niște planuri, ați avut niște idei pe care le-ați pus în practică sau pur și simplu veți găsi niște soluții la anumite probleme. Văd că lucrurile vor evolua foarte frumos pentru dumneavoastră, dar, într-adevăr, aici vorbim de foarte multă implicare și foarte multă dedicare ca să ajungeți în acel punct, dar veți avea parte de foarte multă împlinire din toate punctele de vedere, foarte multă reușită în tot ceea ce v-ați propus sau în tot ceea ce ați început să faceți sau dacă ați avut vreo problemă, se va rezolva în această săptămână. Dacă ați avut nevoie de o soluție pentru, nu știu, într-o anumită situație, o veți avea în această săptămână. Pentru că aici văd, într-adevăr, mișcarea este un pic mai lentă, dar veți avea parte de foarte multă împlinire. Asta este cert. Pe de altă parte, văd că unii dintre dumneavoastră sunteți la o răscruce de drum. Poate trebuie să alegeți ceva. Nu știu exact ce anume, dar veți alege, să știți. Decizia este foarte dificilă, alegerea este foarte dificilă, dar o veți lua. Chiar dacă sunteți conștienți că pierdeți altceva, e ca și cum ați fi la o răscruce de drum și trebuie să alegeți dacă mergeți pe drumul din stânga sau drumul din dreapta, cu toate că știți că fiecare drum vă oferă ceva diferit. De aceea decizia este atât de dificilă. Ei bine, până la urmă o să vă decideți dacă mergeți în dreapta sau mergeți în stânga. Orice veți alege va fi cu siguranță foarte bun, pentru că aici văd un început foarte frumos, foarte prosper, foarte multă comunicare veți avea la acest nou început de drum, indiferent la ce anume v-ați gândit sau ce anume vreți să faceți, foarte multă stabilitate, un echilibru foarte bun, mai ales din punct de vedere financiar, aici la unul dintre dumneavoastră, dar nu neapărat. Vorbim de începuturi concrete, de începuturi sigure, care vor evolua și pe viitor și care o să vă aducă foarte multă mulțumire sufletească, dar și siguranță, și financiară, dar și un echilibru în viața dumneavoastră de zi cu zi. Ce veți începe vă va aduce foarte multe lucruri frumoase leilor. Să știți că majoritatea veți avea o săptămână foarte reușită din toate punctele de vedere, din toate punctele de vedere. Indiferent prin ce anume treceți sau ce trebuie să faceți sau orice ați avea de-a face, rezolvări sunt, soluții sunt și pe lângă aceste lucruri foarte multă împlinire vine spre dumneavoastră însuși și veți fi fericiți, veți fi compleți din anumite puncte de vedere. Vești foarte bune care vin la dumneavoastră, comunicare foarte bună, dar în unele cazuri văd și foarte multă suferință, gânduri, îngrijorare, nopți nedormite, dar gândurile acestea nu vă dau pace, ceea ce nu este ok, trebuie să aveți grijă. Poate primiți o veste care nu o să vă placă și o să vă întristeze foarte tare, dar apoi
Totul va lua o turnură neașteptată, pentru că vin schimbări bruște în viața nevoastră care o să vă aducă foarte multă liniște și veți primi vești bune. Aici sunt două lucruri opuse, dar importante pentru dumneavoastră, aș putea spune. Aici ori vorbim doar de o parte dintre dumneavoastră care veți primi o veste care o să vă întristeze foarte tare, văd lacrimi, suferințe și nopți nedormite, și alții dintre dumneavoastră veți primi o veste care o să vă bucure foarte tare, o situație nu s-a încheiat definitiv, o relație, un parteneriat, o colaborare, un proiect și așa mai departe, nu s-a încheiat definitiv și veți avea parte de schimbări benefice care o să vă aducă foarte multă siguranță materială, dar nu numai, și mult mai multă încredere în dumneavoastră și mult mai multă stabilitate. Tristețe de acolo mă îngrijorează un pic. Poate după o perioadă în care dumneavoastră ați fost foarte mâhniți, foarte, foarte supărați că nimic nu v-a mers cum trebuie, na, având în vedere și situația în care ne aflăm cu toții, apare îngrijorare, apare frică, apare frustrare și toate aceste lucruri, pentru că nimic nu mai poate fi la fel și că automat ne se pun bețe în roate, nu mai avem rezolvări, nu mai avem soluții la nimic. E bine, totuși, văd că veți avea parte de schimbări. Schimbarea bună la dumneavoastră sau la o parte dintre dumneavoastră vine din străinătate. Sau dacă aveți de face cu străinătate, comunicați, soluții vă vin din străinătate, rezolvări vă vin din străinătate, bani vă vin din străinătate și așa mai departe. Acum, fiecare dintre dumneavoastră unde vă situați. Atâta timp cât vă urmați propriul interes, veți avea reușită. După o anumită perioadă, o să culegeți roadele muncii dumneavoastră. Sau tot ce vă implicați, sau în tot ce puneți suflet, tot ce faceți în această săptămână, chiar dacă sunteți amărâți sau sunteți necăjiți, că faceți totul în zadar, că nimic nu mai este la fel, că nu vedeți nimic ca bun și pozitiv, e bine, nu stau lucrurile chiar așa. Văd aici o săptămână. Într-o săptămână lucrurile se vor regla pentru dumneavoastră și încet cu încet veți vedea primele rezultate a muncii depuse de dumneavoastră până acum. Indiferent de situație, eu zic muncă, dar nu neapărat muncă, mă refer la serviciu. În orice faceți dumneavoastră, la orice problemă vreți să căutați o soluție, cu orice veți de-a face. Deci nu mă refer la un segment anume, ci pur și simplu din toate punctele de vedere. Veți depăși o perioadă de nemulțumire. Totuși trebuie să aveți grijă unii dintre dumneavoastră să nu fiți mințiți în această săptămână, să nu fiți înșelați din punct de vedere financiar. Pentru că văd aici fraudă, dar nu neapărat înșelăciune. Cineva va încerca să vă ia niște bani sau să obțină niște bani de la dumneavoastră sau să vă înșele în legătură cu niște bani. Trebuie să aveți grijă la persoanele care au intenții ascunse. Pentru că dacă vor reuși, văd că veți fi foarte nemulțumiți, foarte dezamăgiți. O altă variantă aici, o altă posibilitate, să zic așa, poate unii dintre dumneavoastră vă gândiți un pic mai nerealist în această săptămână. Poate aveți planuri mărețe, poate vă doriți ceva foarte, foarte mult și vă imaginați că lucrurile vor fi ușor de făcut sau ușor de obținut. Dar să știți că nu stau chiar așa și de aceea va fi această nemulțumire la dumneavoastră, pentru că trebuie să fiți un pic mai realiști. La situația actuală, chiar dacă nemulțumirea aceasta este doar acum, este doar pe moment, după aia o să vedeți că lucrurile ușor, ușor se vor așeza pentru dumneavoastră, dar încercați să fiți corecți în această săptămână și în același timp încercați să vă feriți de oamenii care vor încerca să vă folosească, pentru că veți fi foarte nemulțumiți de toată situația. Și faptul că unele lucruri nu se întâmplă așa cum vi le-ați imaginat dumneavoastră sau cum vi le-ați dorit dumneavoastră, vă pot dezamăgi, vă pot nemulțumi. Bun, cam astea fiind spuse, eu cam atât am avut să vă transmit în legătură cu această săptămână. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și astăzi.
Nu uitați să lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu dacă vă place ceea ce fac. Iar pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți o etalare personalizată, puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726-981-520. Eu vă doresc o săptămână plină de reușite și să aveți parte de cât mai multe lucruri bune. La revedere!